foarte frumos. Mai le bobetează super. O frumusețe. Ce am văzut, n-am văzut nicăieri așa frumusețe ca aici în Constanța. Este superb, este o zi, nu știu, este o zi extraordinară și ne simțim foarte, foarte bine, mult mai ușurați ne simțim, mai ales după ce auzim și slujba aceasta. De la primele ore ale zilei, faleza de la Constanța s-a umplut de oameni și în scurt timp a devenit neîncăpătoare. Jandarmii au delimitat cu garduri metalice mulțimea de zona în care soborul de preoți a oficiat Sfânta Liturghie. O procesiune religioasă cu care trase de boi, cai și măgăruși s-a desfășurat chiar pe faleză, aducând butoaiele cu aghiazmă pe malul mării. Iată că și boboteaza anului 2015 a fost împodobită cu multe daruri, cu multă aghiazmă, cu soare, cu nădejdea că vom fi mai luminoși și mai buni în anul acesta. 20 de tineri s-au aruncat în mare ca să prindă cele 3 cruci aruncate de episcopul de la Constanța. 3 dintre ei au fost norocoși și au ajuns la mal cu odoarele sfinte în mână. E prima oară, da. Te așteptai să o iei? Mă așteptam, da. Ne-am pregătit mult ca să luăm. Cum a fost frig? Asta e a patra. E a patra deja. Da, am prins 3 la Tehirghiul și una aici la Constanța. Ce scurai să-ți aducă și ți-au adus cele de până acum? De obicei una o țin acasă și restul le-am dat oamenilor săraci să le aducă, fericire, sănătate și toate anul cele bune. Anul ăsta de ce ai nevoie? Anul ăsta de sănătate.